Titans, sezonul 2, a rămas până la sfârșit o dezamăgire totală, aproape totală, 99% să spunem. O am în descriere, o să pun link unde am vorbit despre toate episoadele până la 11 parcă și după aia am văzut 12 și 13, ultimele două din acest sezon. O să vorbesc azi despre tot serialul, acum fără spoilere, foarte puțin și foarte puțin cu spoilere spre final. O să anunț când intru în spoilere. Hai să vorbim despre... Au început foarte dezamăgitor, am zis asta în linkul care e în descriere când am vorbit despre primul episod. A fost foarte grăbit, au terminat foarte repede ce începuseră, mă rog, ce anunțaseră la sfârșitul primului sezon. Au terminat incredibil de repede, foarte grăbit și foarte dezamăgitor. Și după aia au început cu ce aveau plănuit pentru sezonul 2, cu Slade și cu aproape fiecare personaj, și nou și vechi, a avut o poveste în acest sezon. Deci sunt 10 povești diferite în acest sezon. Pur și simplu au vrut să le facă pe toate în același timp și a ieșit un clusterfuck în engleză sau o balegă cu căcat. Asta ca să mă abțin foarte mult să nu înjur la fel de rău în română, să nu traduc din engleză. Au introdus mult prea multe personaje, cu unele n-au făcut nimic, unele aveau potențial și a fost super dezamăgitor. Alea vechi, unele au fost date super într-o parte și parcă n-au știut ce să facă cu ele, așa că au introdus și la ele o chestie de ce trebuiau neapărat toate să aibă câte o chestie de zis și de făcut și din nu știu de ce. Dar mă rog, poate ce mi-a plăcut cel mai mult a fost povestea lui Nightwing, lui Dick Grayson. Trebuia să fie două sau trei povești mari și late aici. Nightwing cu Slade și poate să-l introducă cumva pe Connor, pe Superboy, poate, sau să meargă în direcția cu Rachel. Chiar dacă cel mai bine ar fi fost să meargă cu Trigon, da? Și după aia, în sezonul 3, să apară Slade. Dacă tot au mers în direcția asta de la început, nu știu ce dracu a fost în capul lor, abia aștept să ajung la faza cu spoilere spre sfârșit, să vorbim despre ultimul episod, care cred că a fost scris de niște copii de grădiniță. L-au irosit pe Bruce Wayne, au irosit-o pe Starfire, au irosit-o pe Rachel, l-au irosit pe Garfield, Beast Boy, multe chestii. A fost așa un atât de haotic totuși, de slab și de foarte dezamăgitor, încât nu țin cont nici de puterile fiecăruia, adică este atât de... Atunci când ai nevoie să facă unul din ele ceva, da, pot să facă lucrul ăla, știi, dintr-o dată au puterile specifice personajelor. Când nu vor să se termine mai repede și să fie mai... să se ducă în direcția în care vor ei, știi, ceva, să fie, na, convenabil pentru scenariu, cum îmi place mie să spun, atunci nu mai pot să-și folosească puterile alea sau se întâmplă ceva și n-apucă sau nu pot sau nu... sau ceva, știi? Foarte convenabil, foarte tras de păr și foarte dezamăgitor. Tras de păr în sensul ăsta, că trag de păr să se ajungă undeva, deși nu ar fi trebuit să se ajungă acolo, pentru că... Exact cum am spus, o să spun mai multe când ajung la spoilere, da? Oricum, chestia cu puterile, nu se țin de puterile, nu folosesc, nu au continuitate, nu au logică, nu își țin cont de propriile reguli din universul ăsta. Unii pot să facă ceva după aia, nu mai pot să facă ceva după aia să... Au avut și o tentativă să fie ca în primul sezon mai... dark și este într-adevăr mai dark, este R-rated, da? Deci e interzis copiilor, minorilor, nu știu ce, ok, înțeleg că înjură de multe ori când nu e cazul doar așa să fie că să-mi jur. Și dacă stau la masă, știi, trebuie să zic că neapărat un fac acolo ca să fie, oh, ce tari suntem noi, suntem interzis minorilor, oh, oh! Știi, mă rog, nu contează. Au încercat să aducă ceva din realitate, dintr-o realitate din asta mai sumbră, nu știu ce, cu povestea, mai ales cu povestea lui Hawk and Dove și cu Dick Grayson și cu Rose un pic, mă rog, povestea cu Slade, poate un pic, dar n-au reușit nici aia, adică au vrut să fie un pic ca primul sezon, un pic ca toate serialele alea de pe CW, un pic mai mult de fapt, ca Arrow, Flash, nu știu ce, au dat-o foarte mult în aia și mult prea haotic, adică au vrut să facă exact cum ne-au obișnuit oarecum ăștia de la DC, nu ca au... Poate e așa la DC vreo vină, nu știu, au o vină Warner Brothers, DC, nu știu ce, pentru că pun niște oameni incompetenți de multe ori să fie producători sau să fie oamenii care
trag concluziile și pot să îi spună regizorului sau scenariștilor, nu, vrem aia. Ori asta, ori scenariștii sunt slabi de multe ori. Adică au avut chestia aia cu mult prea multe personaje, haotic, nu știu ce. Am vorbit deja și am vorbit de multe ori la filme DC despre chestia asta. Bun, hai să intrăm în spoilere. Pentru cine nu a văzut tot sezonul, intrăm în spoilere. Atenție, vizionare foarte plăcută, pa. Ce am mai zis odată în linkul care e în descriere până la sezonul, până la episodul 11, am vorbit odată de chestia cum că Wonder Girl a fost super învinsă, super ușor de Slade, de Deathstroke, da? Nu zic că nu s-ar putea întâmpla, doar că nu așa cum au arătat-o ei. Toată scena aia cu lupta dintre ei doi a fost un căcat, a fost o coreografie doar așa că Genada a bătut-o pentru că a bătut-o, pentru că e mai șmecher, pur și simplu. Frate, după aia, în ultimul episod, o arată pe Wonder Girl că este la fel de puternică și poate să-i reziste lui Superboy. Adică îi dă Superboy 7 puni și aproape că n-are nimic. Și ea la fel lui și Superboy, ați văzut cât de puternic l-au făcut aproape la fel de puternic ca Superman, aproape, și nu era atât de puternic Superboy în benzi și în seriale până acum și nu știu ce, l-au făcut mai puternic parcă decât ar fi trebuit să fie, nu contează, dar dintr-o dată Wonder Girl poate să facă chestiile alea. Donna Troy are și super viteză, am văzut în ultimul episod. Atunci cum căcat, ce dracu a făcut până acum? Bineînțeles că în momentul când își schimbă costumul Dick Grayson și e costumul lui Nightwing, mișto costumul, ok. Cât de cât mișto povestea aia, dar mult prea oprită și secționată și grăbită și da, de celelalte povești secționată, adică întreruptă, nu știu ce, încât nici de aia n-am putut să mă bucur foarte mult, mă rog. Când se luptă cu Slade și se luptă și Slade cu Rose, mă rog, cu Fisa, da, se luptă amândoi împotriva lui Slade, ăia patru stăteau în mașină, alea patru, bineînțeles. Nu, da, Wonder Girl care putea să ajungă într-o secundă și să îi rupă gâtul lui Slade, bineînțeles că stătea în mașină, că era Starfire împușcată, bineînțeles, aia și-a pierdut puterile, nu se știe de ce. O să vedem, aparent, în următorul sezon o să fie Blackfire, o să fie personajul negativ, probabil, și o să mergem pe povestea cu Starfire versus Blackfire, super interesant, mă abia aștept. Niște găuri din astea super mari în scenariu, când aia doi se luptau, alea patru trebuia să aibă grijă de Starfire, că era împușcată. Bine, asta să zicem, hai, las-o, că au vrut să facă scena aia de luptă, da, cu Dick Grayson, cu Nightwing versus Slade. Oricum a durat un minut și a fost, nu știu, aceeași coreografie care a fost folosită de 10 ori până acum, adică n-a fost cine știe ce să zici că luptele au fost super mișto coreografiate. Nu, a fost, ok, prima sau primele două sau ceva pe care le-am văzut au fost, da, ok, e destul de mișto, nu e slab neapărat, dar după aia au tot folosit același lucru și toate luptele țin un minut. Deci cam toate aspectele au fost slabe, și acțiune, și coreografia, și regia, și scenă, mai ales scenariu. Și ce căcat a fost în ultimul episod, cum o omoară pe Wonder Girl. Nu că de ce o omoară, nu că aoleu, nu știu ce, nu! Dar ce dracu s-a întâmplat? Adică se luptă, ok, am trecut peste că l-a operat pe creier, pe Superboy și pe Beast Boy și ăștia doi trebuie să se lupte împotriva tuturor titanilor care bineînțeles că s-au reunit pentru că a apărut Bruce Wayne, dar și pentru că a revenit Nightwing. O bună nebunie, un căcat așa doar făcut de parcă pur și simplu au stat, nu știu, erau 5 oameni la o masă și fiecare își dădea câte o idee, zicea, da, și le era jenă să le spună că ideea lui ăla e proastă. Și nu, mă, punem și pe aia, facem și aia, facem pe toate, mă. Așa, la sfârșit, când termină, da? Câștigă, da? Deci reușesc, îi înving pe aia, bineînțeles cu ceva super SF pe care o face Rachel și se duce în mintea lui Superboy și îl face să-și revină și bineînțeles doar îl atinge pe lăbuță pe Beast Boy și gata și își revine și el, mă rog, super convenabil, da, ok, să zicem, se termină tot căcatul ăsta foarte slab și dezamăgitor și toată lumea aplaudă și gen, yay, suntem victorioși și suntem împreună și suntem toți fericiți și am terminat cu toate personajele negative. Foarte, foarte penibil cum a murit Slade și dacă chiar a murit Slade, s-a terminat pur și simplu Titans pentru mine. Nu,
nu știu dacă mă mai uit, nu știu dacă o să mă uit la sezonul 3, nu mai am de ce. Slade a murit, aparent o să fie cu Blackfire, sezonul ăsta a fost un căcat din toate punctele de vedere, nu am nimic care să mă facă să vreau să văd în continuare personajele astea, nici Bruce Wayne, nici nimic. Ok, bun, se termină, da, sunt ei victorioși la sfârșit, la la la, bun, am terminat, nu știu ce, cade un stâlp. Cade un stâlp din asta de, nu știu, înaltă tensiune, o chestie de acolo care era ruptă de mai devreme și cade și, aoleu, o să cadă peste Hawk, peste Dove, așa, și peste fetița aia și se duce repede Wonder Girl și îl prinde și, dar e foarte greu și o electrocutează, cade și moare. Și moare. Că va rămâne moartă? Nu știu. Dar, serios? Adică, așa ai ales să omori pe Wonder Girl? Nu ai vrut să omori oarecum în luptă, cumva? Ok, nu vroiai poate să o omoare Superboy, deși ar fi fost mult mai interesant, dar ok. Ok, nu o omori în niciun fel în luptă sau în orice fel, o omori cu un stâlp. Cum a avut loc conversația asta a scenariștilor? Cum a trecut prin atâtea mâini și ochi? Și au zis, cum mă? Păi la sfârșit au stricat un stâlp și cade stâlpul ăla și cade peste ea și o electrocutează și moare. Cade un stâlp în cap. Da, mă, merge. Da, e ok așa, e ok, da, un stâlp, ceva, îi cade ceva în cap. Cum să nu mă enervez când ăștia sunt oamenii plătiți super bine și care au acces să facă poveștile astea pe care... care ne plac nouă, care vrem să ne placă. Cine sunt oamenii ăștia? De ce sunt oamenii ăștia acolo? De ce ei? Cum să nu iei razna? Pur și simplu. Cum să nu-ți ieși din minți? Nota mea pentru Titans sezonul 2 este 4. 4, am ajuns de la 0 la 4 pentru că Nightwing a fost Slade, mă rog, costumele lor. A fost ok actorul, Slade e ok, a fost ok actorul. A fost cât de cât ok și ăsta în rolul lui Bruce Wayne, dar mă rog, mult prea bătrân și era, se potrivea mai bine ca Alfred, dar mă rog, n-a fost rău. Total irosit, oricum. Au fost câteva chestii ok-iuțe care au ridicat până la 4, nu mai mult de 4, clar. Abia aștept sezonul 3. Voi? Până data viitoare, când alte recenzii seriale, filme, reacții, trailere, versus. Ah, pupa da pa, da pa da pa.